Astăzi aș vrea să revenim la timp, pentru că este tema ta preferată, dar aș vrea să-mi vorbești despre viitor. Ce mai ai de gând să faci? Foarte multe, dar detaliez. Îmi planific, doresc foarte mult să continui pe termen scurt cu proiectul meu HAU, ce legat de cercetarea de a dezvolta un material din gunoi menajer organic. Mi-ar plăcea foarte mult să continui până momentul în care putem să testăm cu public. Deci chiar să punem, să avem material productiv și atunci să creez o instalație pe care să o punem într-un cartier sau mai multe cartiere și atunci să lăsăm pur și simplu oamenii să se joace. Aproape că parcă nici nu mai pot să mai aștept până în ziua aia. Spune-mi ce înseamnă HAU, pentru că este un acronim HAU. HAU, în limba engleză, și acronimul e în limba engleză, dar tot din limba engleză îl culegem. Household Organic Waste, deci gunoi menajer organic. Abrevierea s-a ales, până la urmă, am ales-o să fie HAU, din cauza că era ca un joc de cuvinte și HAU în sine înseamnă și el cum. Asta fiind ca un fel de întrebare pe care o punem către viitor și cum o să rezolvăm criza legată de mediu și cum o să găsim soluția să fie circulare și cum o să dezvoltăm o societate care să fie mult mai sustenabilă decât ce am acum. Vrei ca pe viitor acest studiu al tău, care acum este încă în lucru, să devină un material care să fie pus pe piață, să fie produs, să fie un kit de învățare un kit de... Da, un kit educativ ar putea fi, pentru a ajuta oamenii să înțeleagă problemele de mediu mai bine. Asta este statementul tău artistic? Asta este mesajul pe care vrei să-l transmiți oamenilor? Da, și în principal mesajul pe care vreau să-l transmit este că, deși de foarte multe ori pare la nivel macro că noi ca oameni, ca indivizi mici, nu putem schimba nimic, eu cred că fiecare om poate să schimbe foarte mult. Și atunci vreau foarte mult să creez un instrument sau să creez în general instrumente care pot să dea puterea asta oamenilor. Să vadă singuri că ei pot să schimbe ceva și să le dea practic suficient astfel încât să poată să participe la acea schimbare. Din ce știi, din relaționarea pe care o ai cu oamenii, cu publicul, cu cei cu care faci acest design social, cum se raportează ei la aceste problematici de mediu? Și la o asemenea provocare pe care tu le-o aduci? Statistic vorbind, înainte să mă apuc, de exemplu, de cercetarea în laborator, la nivel, pur și simplu la nivel științific și experimental, am avut un studiu în care pur și simplu m-am uitat la cât de mult știu oamenii despre problematica de mediu. În general, când vine vorba de cunoștințele pe care oamenii le au despre problemele de mediu, există foarte multe surse sau, mă rog, informații care ori sunt distorsionate, ori nu există deloc informații legate de asta. Deci, în studiul pe care l-am avut, pe care l-am desfășurat înainte să mă apuc de experimentele în laborator, am descoperit că, de fapt, oamenii știu, în general, foarte puțin despre ce nu e ok acum în societate legat de mediu sau care sunt sursele problemelor. În general, cunoștințele astea sunt în continuare, din păcate, destul de restrânse. Deci, după părerea ta, ceea ce ar trebui întreprins în continuare este o conștientizare a publicului și o educare a lui? Da, și cred că în afară de a ajuta oamenii să fie conștienți de problemele care există, e foarte important să li se dea și suficient astfel încât să poată face ceva.
pentru că o problemă care mai apare în general în ceea ce privește conștiența asupra problemelor de mediu este că în cele mai multe cazuri oamenii se simt că nu au niciun fel de putere. Pentru că problemele astea sunt probleme globale legate de economia și politica globală și atunci ca individ te simți pur și simplu neputincios. Din punctul meu de vedere, ca designer multidisciplinar este și ca designer social, mi se pare foarte important ca în momentul în care oamenii devin conștienți că există o problemă, să fie conștienți și că nu e sfârșitul lumii și că se poate face ceva și că trebuie să rămânem pozitivi și să încercăm să rezolvăm. Și să fie conștienți că fiecare în dreptul lui poate să facă acel lucru mic care puse acele lucruri mici, puse unele lângă altele, vor rezolva problema globală. Așa este. Deci, asta este obiectivul tău principal pe termen mediu și lung, aceea de a stabiliza acest material care poate fi făcut din compost, din deșeurile menajere, din gospodăria fiecăruia. Și asta este în planul cercetării, pe plan artistic, care ar fi obiectivele? Îmi doresc foarte mult pe plan artistic să mai fac, să, da, sigur să mai colaborez, să colaborez mai intens, de fapt, și cu alți artiști și să schimbăm perspective. Am o grămadă de idei pe care vreau să le văd la un moment dat făcute. Încerc să mă gândesc la ce anume mi-ar plăcea pe termen scurt. Mi-ar plăcea pe termen scurt și pe termen lung, de exemplu, să țin workshop-uri cu alți designeri în care să creăm împreună, să creștem împreună materialul de care tocmai am vorbit în laborator și să ne jucăm cu tot felul de forme. Da, am foarte multe idei. Foarte multe se învârt, într-adevăr, în jurul proiectului ăstuia din cauza că a fost un proiect foarte intensiv și mi-a captat toată atenția. Dar nu e numai asta. Am și descoperit o lume complet nouă pentru mine, lumea biologică, mai mult decât înainte. Și chiar, mi se pare foarte interesant. Chiar așa, cum ai ajuns la această lume biologică? Care a fost traseul, parcursul și momentul când ai decis că, uite, această lume microscopică pe care nu o vedem, dinpreună cu timpul care îți place ție atât de mult să-l vizualizezi, care a fost momentul care te-a determinat, uite, de acum încolo voi lucra cu material biologic? Pot să răspund la întrebarea asta pe două planuri. Un plan general și un plan care se focalizează exact pe momentul în care am început. Din punct de vedere general, întotdeauna m-au fascinat procesele care sunt foarte mari și pe care le înțelegem foarte puțin. Pentru că la nivel cultural, la nivelul nostru de societate, așa cum înțelegem societatea, foarte multe idei pe care le avem țin de un tumult de informații care ni se dau de momentul în care ne naștem până când momentul în care prezent, să zicem, momentul prezent. Și toate informațiile astea ne schimbă. Dar sunt și foarte multe lucruri pe care nu le știm sau pe care putem să le schimbăm. Și atunci procesele astea foarte mari mi se par pur și simplu fascinante. Și ce fac oamenii atunci când au de-a face cu asemenea procese? Timpul sau lumea biologică sunt două lucruri care, într-un fel, sunt atât de îndepărtate de cum trăim noi astăzi și pe ce alegem să ne focalizăm astăzi, încât pentru mine au devenit foarte importante ca agente schimbare. Mi-am dat seama că sunt două lucruri pe care le uităm fără să trebuiască să le uităm. Și atunci, ca să răspund și pe planul direct, când m-am decis că vreau să lucrez mai mult cu lumea biologică, în momentul în care m-am gândit că aș vrea să creez un material participativ pe care vreau să-l transform din gunoi organic, m-am gândit că aș vrea să existe un fel de proces, exact asta a fost linia mea de gândire, m-am gândit că vreau să creez un proces care să apară așa ca și când ar fi magic. Deci, pur și simplu, să fie atât de surprinzător cum se transformă gunoiul în ceva de valoare,
încât oamenii să fie, wow, nu știam că se poate întâmpla așa ceva. Și atunci m-a fascinat foarte mult faptul că există deja soluții la nivel științific și tehnic care pot să contribuie la genul ăsta de soluție. Și țin minte și acum că acum aproape 2 ani am avut o discuție cu o prietenă care este bioinginer la Unilever și care creează rețete pentru mâncare și am povestit ce vreau să fac și am avut prima idee a fost că o să zică aoleo, dar i s-a părut fascinant și a zis, da, sigur, poți să faci asta. Și din momentul respectiv am început să citesc din ce în ce mai mult și pe măsură ce am aflat lucruri, cu atât mai mult am început să fiu și mai interesată să aflu și mai mult. Inclusiv de lumea fungilor, de exemplu, de regnul fungi, care mi s-a părut absolut fascinant. Cum regnul fungi, practic, viața se transformă într-o rețea care practic leagă totul și nu ai de-a face cu indivizi. Inclusiv asta la nivel social poate să fie un mod de a regândi societatea, de a ne regândi pe noi în loc de a fi indivizi care se gândesc numai la sine, de a fi pur și simplu doar un organ într-un organism mai mare. Toate lucrurile astea mă fascinează, deci și la nivel filozofic și la nivel tehnic de cum se dezvoltă. Deci, aceste viețuitoare pe care noi le denumim de la înălțimea aroganței noastre umane ca fiind neevoluate, de fapt, ele ne pot oferi modele de organizare societală. Da, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, sunt de fapt destul de mulți artiști și foarte mulți teoreticieni care acceptă asemenea idei de că ne-am putea inspira din viața altor viețuitoare pentru a reînțelege sistemul nostru social care momentan, na, din multe puncte de vedere are probleme. Iar fungii apar în foarte multe cercetări contemporane, asta am descoperit tot citind, ca fiind un fel de agent care într-un fel ar putea să ne salveze de la problema mediului, cel puțin. În general, fungii procesează foarte bine materie în descompunere și există și fungi care pot să descompună plastic. E un lucru care s-a aflat doar recent. Și din perspectiva asta devine din ce în ce mai interesant pentru domeniile astea multidisciplinare să se uite la, sau să caute soluții cum am putea să folosim fungii sau viețuitoare, diverse viețuitoare, ca să putem să, pentru început, măcar să micșorăm munții de plastic pe care i-am creat în ultimii 100 de ani. Bioarta, un domeniu sensibil. Lucrează cu viul în diferite forme, de la celule organice până la plante, chiar animale sau forme de viață mai puțin evoluate, de tipul bacteriilor sau al ciupercilor. Cu alte cuvinte, materialul folosit de artist este într-o continuă modificare și transformare. Care sunt dificultățile întâmpinate de un bioartist? Ți s-a întâmplat să ratezi o expoziție pentru că ți-a plecat lucrarea din galerie pe propriile picioare? Încă nu a plecat complet din galerie, dar mi s-a întâmplat să nu vrea să crească. Să pur și simplu, și nu știu care e cauza. Există multe situații în care crezi că știi ce se întâmplă și viața, mai ales viața organismelor, te poate surprinde oricând. Ce lucrare era aia care n-a vrut să crească? Este parte din studiul de cercetare HAU, care abreviază, practic, tradus în română, gunoi menajer organic. Am avut o serie destul de mare de experimente, mai ales în timpul verii, din cauza că temperaturile sunt mai crescute, în care toate procesele pe care le întreprindeam în laborator, da, au luat cursul lor, nu cursul nostru. În sensul că anumite procese de fermentație și anumite bacterii au murit din cauza că au fost temperaturi prea crescute în mediul în care lucram sau alte au fost înlocuite de alte bacterii care în prima instanță
fuseseră toate prezente cu celelalte în simbioză. Am descoperit, de exemplu, în felul ăsta că din cauza temperaturii, populația cu care lucram de bacterii devenea un pic, devenea conflictuală între specii, ca să mă refer în felul ăsta, și am avut din cauza asta destul de multe experimente care pur și simplu nu au vrut să coopereze. Și ne vorbind nicio limbă, nu am putut să le zicem nici asta. Dar spune-mi, cum se întâmplă dacă expui o astfel de lucrare într-o galerie care trebuie să rămână acolo pentru mai multă vreme, spre exemplu, să zicem, în Australia, ca să aleg un loc îndepărtat, și tu nu te poți afla acolo ca să întreții lucrarea asta cu care ai o relație aproape organică, să spunem așa, la propriu și la figurat. Cum fac galeriștii într-o asemenea situație ca să-și mențină exponatul în viață sau, cum să zic, să existe exponatul până la sfârșitul expoziției? Știu că există destule expoziții în care, deci nu pot să generalizez, dar știu că există destule expoziții în care atunci când este expusă bioartă apar probleme că exponatul nu trăiește până la sfârșitul expoziției. Din punctul meu de vedere, de exemplu, mi se pare interesant chiar să folosesc asta ca fiind parte din proces. Să zicem, în cazul meu, mă pregătesc acum de o expoziție în care vreau să arăt toate mostrele de material pe care le-am obținut în laborator cu fungi și gunoi organic menajer. Dar fiind mostre incipiente dintr-o cercetare, și mie îmi este teamă că s-ar putea, dacă e prea multă umiditate în galerie sau temperaturile sunt crescute, să apară două probleme. Unu, ar fi că s-ar intensifica mirosul mostrelor și doi, ar putea fi că încep să se descompună. Și din punctul ăsta de vedere m-am gândit că poate ar fi interesant pur și simplu să le las să se descompună, astfel încât ca vizitator, de la începutul expoziției până la sfârșit, să poți să construiești o experiență în jurul exponatului în sine. Cred că mulți artiști gândesc în felul ăsta când vine vorba de bioartă. Cum privește publicul chestia asta? În general, toată bioarta, nu? Da, și procesul ăsta de, cum să zic, noi spunem proces de descompunere, dar la nivelul viului este un proces de trăire, de, cum să zic, de transformare, o chestie vie. Dar omul se duce în galerie și vrea să vadă ceva frumos, dacă nu măcar interesant. Am observat că oamenii sunt surprinși de multe ori, mai ales când, dacă, de exemplu, văd ceva și apoi li se spune a, aici este o ciupercă, de exemplu. Și zic, a, serios? Dar există și foarte multe întrebări de natură morală, să zicem așa, în sensul că foarte mulți oameni consideră în continuare că omul nu ar trebui să aibă puterea de a experimenta cu natura la gradul în care experimentăm noi. Și atunci există, de exemplu, inclusiv în biotehnologie, sunt foarte mulți oameni care zic că nu ar trebui să lucrăm cu organismele în felul ăsta și așa mai departe. Pe de altă parte însă, dacă stai să asculți la genul ăsta de discurs, am putea chiar să zicem că până în ziua de astăzi n-am fi putut să hrănim nici măcar jumătate din populația planetei, pentru că majoritatea lucrurilor pe care le-am creat până acum sunt inginerite. Deci oamenii de multe ori sunt surprinși și în alte cazuri, în momentul în care află care e istoria sau care e procesul unei astfel de lucrări, da, de multe ori se simt nu se mai simt în siguranță. Nu e neapărat un lucru rațional.
pentru că nu am avut până acum, de exemplu, eu n-am avut niciun fel de experiență să intru într-o galerie și să mă muște o lucrare sau să fie periculoasă la nivel biologic dacă aș putea să mă îmbolnăvesc de la ea. Și cred că cel puțin în Europa există suficiente reguli împotriva unor practici de asemenea natură, însă oamenii creează singure asocieri care sunt negative doar din cauza unor anumite cuvinte care se folosesc în bioartă. Inclusiv, de exemplu, dacă în momentul în care eu zic că lucrez cu fungi sau fungi în general, din cauza că fungii pot să fie și o ciupercă de picior, oamenii se sperie, deși foarte multe ciuperci le găsești în farfurie. Sau când zici, de exemplu, că lucrezi cu bacterii, există o conotație negativă, deși foarte multe bacterii se asigură ca noi să fim sănătoși și trăiesc în simbioză cu noi. Foarte multe bacterii se asigură că toată lumea, că lumea înconjurătoare se descompune așa cum trebuie și că nu există dezechilibre în natură. Dar aici deja apare un alt fel de educație de care ai nevoie ca să nu mai faci asocieri negative. Deci există și genul ăsta de problemă în bioart în general. În ce privește etica, există niște reglementări anume care, cum să zic, jalonează munca artistului și sau a cercetătorului în microbiologie sau în biologie în general? Părerile sunt destul de împărțite. La nivel legal, numai ce ține de viața de corp uman este foarte strict, are granițe foarte stricte de experiment sau ceea ce intră în contact cu corpul uman. În anumite situații și ceea ce intră sau are legătură cu animalele, cu experimentarea pe viața animală. Ceea ce privește plantele este mult mai puțin, legislatura e mult mai puțin strictă. Dar există, în domeniul bioartei, există foarte multe aplicații în care, de exemplu, doar pentru a avea un fel de statement artistic, un artist decide să experimenteze pe animale doar ca să arate, de exemplu, în ce măsură sau cât de mult animalele sunt tratate prost. Deci asta poate să aibă și un, un caracter moral exact prin psihologia opusă, de a arăta cât de urât e, doar ca să, din nou, să semnalizezi că un proces anume nu e ok. Artiștii sunt mai puțin restricționați decât cercetătorii când lucrează cu material viu? Din experiența mea de până acum, da. Mult mai puțin restricționați. Asta și din cauza că genul de natura cercetării artistice este mult mai flexibilă. De cele mai multe ori, de exemplu, cercetătorii științifici lucrează în medii de cercetare legate de coordonate de universități sau de laboratoare din piața comercială. Și atunci există reguli foarte, foarte stricte la ce e voie și ce nu e voie să se facă și mai ales pentru că cercetarea respectivă trebuie să rămână în domeniu steril până când ajunge la punctul de rezultat. Când vine vorba de cercetare artistică, experimentul este mult mai flexibil când vin în contextul ăsta. Nu sunt puse limite atât de stricte la nivel de rezultat. Iar, din punctul meu de vedere cel puțin, cercetarea artistică nu are neapărat obiectivul de a ajunge la un rezultat finit, ci mai degrabă procesul în sine de cercetare e ceea ce îl face interesant. Faptul că, pe măsură ce te miști, descoperi încă ceva. Ceea ce mie mi se pare personal interesant, mai ales când vine vorba de a combina arta și știința, este faptul că în esență, și știința este un domeniu foarte creativ, mai ales când vine vorba de a schimba ceva, pentru că trebuie să pornească dintr-o întrebare, dar de ce e așa și nu poate fi altfel? Iar când vine vorba de cum se desfășoară o cercetare științifică, cred că procesul artistic poate să ajute foarte mult. Și explic, pentru că
genul ăsta de flexibilitate pe care o are arta și creativitatea în general, faptul că te întrebi aproape ca un copil de ce lumea înconjurătoare are forma pe care o are, poate să ajute știința să ajungă la soluții mult mai vaste decât cele pe care acum sunt permise. Există foarte multe proiecte științifice care încearcă să dovedească ceva și ajung să dovedească altceva până la sfârșit, pentru că procesul s-a schimbat între timp. Ne putem imagina, de exemplu, că în domeniul artistic asta e ceva care se întâmplă în mod normal mereu. Foarte interesant. Și îți mulțumesc foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine. Și dacă mai ai noutăți, mai vreau. Adică... Și mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere. Da, a fost foarte minunat, foarte frumos, da. Sper foarte mult să am noutăți mai rapid. Din păcate, perioada asta ne ține pe toți un pic în loc. Și observ că nu pot să fac decât lucruri digital. Dar din fericire, imaginația n-are limite. Deci cine știe ce idei mai vin? Da. Cine dar, știe ce bacterii digitale vor fi descoperite acum? Da, exact. Nu se știe niciodată. Da, că virus cibernetici există, de ce n-ar fi și bacterii? Da, exact. Și inclusiv din asta putem să învățăm o grămadă. Exact. Și cu foarte mare plăcere rămân în contact. Adică e, în general, și rețeaua asta de oameni care lucrează între artă și știință nu e atât de vastă cum pare. Adică sunt eu o mână de oameni, în general, care operează. Și atunci când descoperi, când descoperi alți oameni și te simți într-o dată mai puțin singur și că ai mai multă putere. Deci cu dragă inimă și cu brațele deschise vreau să rămân în contact. Frontiera asta între artă și știință nu e o linie care separă două domenii, ci sunt fire nevăzute care le apropie foarte mult. Și... încerc să mă țin pe poziție și să aduc în față oamenii ăștia puțini care se ocupă de o nișă atât de... E un rol foarte important, pentru că chiar dacă genul ăsta pastilă de emisiune, de exemplu, momentan pare că e destul de science fiction așa pentru oameni, de fapt, pur și simplu prin faptul că există, deja îi acomodează cu ideea că există. Exact. Adică, exact, și vorbim totuși, sunt mai multe planuri care se dezvoltă de aici. Pe de o parte este planul inovativ, acela foarte practic, că arta cu știința puse la un loc pot dezvolta idei nebănuite până acum. Cercetătorii, după cum bine spuneai, sunt mult mai restricționați în modul lor de a lucra decât artiștii. Pe de altă parte, se vorbește despre viitor și cercetătorii și artiștii fac viitorul, de fapt. Adică asta... Da, exact. Și cred, în realitate, de fapt, oamenii care au mintea deschisă și pot să privească așa în orizontul larg, deja observă că lucrurile astea nu pot fi separate. Pentru că genul ăsta de topirea granițelor dintre discipline nu se întâmplă nici măcar numai aici, se întâmplă peste tot. Adică în sensul că nu e numai arta și știința, e și știința și știința socială. Sau. Exact. Adică științele între ele încep să transgreseze una între alta, să se mixeze. Da, și cred că este... O astfel de emisiune cred că are un rol foarte și foarte educațional pentru public, ca să cumva să fie introduși idei că lumea într-adevăr s-a schimbat și că există o astfel de necesitate.